E ceva ce nu s-a mai văzut. Pur și simplu. O ordonanță pe care a dat-o... Nici premierul nu știa. Gândiți-vă. Premierul a chemat azi dimineață pe ministrul energiei să explice care-i treaba cu taxa pe soare. Un scandal în toată regula, PSD se spală pe mâini, spune că n-are nicio treabă cu scandalul ăsta, doar că ANR este condus de un PSD-ist. Pe document există toate semnăturile pe care trebuie să le aibă documentul de la PSD-iști. USR spune că e taxa pe soare, astăzi ministrul energiei spune că e fake news. Ați înțeles ceva? Nu. Nici nu e de înțeles. Pentru că tot ce spune ministrul energiei este contrazis de text. Textul ordonanței. Care spune cum se introduc taxele, pentru cine se introduce taxa, cine trebuie să plătească, nu ni se spune când și nu ni se spune ce fel de taxă, cât va fi taxa. Vă dați seama cât de mare e neliniștea. Explicații peste explicații și în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Virgil Popescu. Nu e vorba de absolut nicio taxă care ar putea fi introdusă azi, mâine, poimâine, într-un an, în doi, în trei, în patru. E vorba de o potențială taxă care ar putea fi introdusă. Românii care au 3 kW, 5 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW, n-au absolut nicio problemă. Nu vor plăti, după părerea mea, nici în 2026 nicio taxă, cum de altfel nu cred că vor plăti nici companiile care vor instala panouri fotovoltaice pentru autoconsum. De ce se regăsește acest articol? Pentru că este în directivă, iar o directivă se transpune așa cum este, noi fiind deja în procedură de infringement Comisia Europeană pentru netranspunerea acestei directive. De ce există acel procent de 8%? Adică de ce nu e 7% sau 10%? Acest procent de 8% a fost considerat la nivel european și la nivel de fiecare stat membru ca un indice de referință, un procent unde, dacă îl îndeplinești, ar putea să apară aceste probleme în rețea. Dar, repet, ați văzut, nu se declanșează o posibilitate a introducerii acelei taxe nici dacă depășește acel 8%, ci în baza unui studiu care să-ți demonstreze efectiv dacă ai cu adevărat problemă sau nu ai probleme și vorbim de 1 decembrie 2026. Vă dați seama că este complet ilogic. Deci asigurările ministrului sunt că, de fapt, nu va fi introdusă nicio taxă. Aproape că ne spune că, pe cuvântul lui, nu va fi introdusă nicio taxă. Păi, ok, dar atunci de ce au dat ordonanță? Pentru că este o directivă europeană. E o directivă europeană care trebuie musai transpusă de urgență în România, pentru că suntem în întârziere. Păi da, dar de ce trebuie să fie o taxă? Nu ne explic asta, nimeni nu ne-a explicat. De ce trebuie să existe ordonanța? Pentru cine trebuie dată ordonanța asta? De ce cei care și-au pus panouri pe case cu bani? Pentru că articolul la punctul A ne vorbește despre cei care au primit bani de la stat ca să-și pună panouri pe case. Adică exact cei care primesc cele 20.000 de lei ca să-și pună panouri pe case. Sunt la primul punct. Ei trebuie să plătească taxa, de exemplu. Intrăm în detalii imediat cu invitații noștri. Este vorba despre Raluca Turcan, deputat al Partidului Național Liberal. Bună seara! Ionuț Moșteanu, deputat al USR. Bună seara, Ionuț Moșteanu! Bună seara, mulțumesc de invitație! Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara, Sabin Orcan! Bună seara. Și Ion Meioniță este redactor șef Istoria. Bună seara, Ion Meioniță! Imediat va fi și Ion Meioniță. Sabin Orcan, v-am văzut dând din mână. De ce? Nu, hai să citim tot textul. Știu hai că să citim. Trebuie să avem răbdare, dar dacă îmi dați voie, eu am în față textul pe care l-am făcut rost acum pe surse, e în drum spre monitor oficial și vă spun că ăsta a plecat de la Guvernul României. Să vă credem pe cuvânt. Credeți-mă pe cuvânt că e textul care a plecat la monitorul oficial și în primul rând aici scrie așa, ca să citim exact, da, unde scrie despre autoritățile administrației publice centrale și ANRE pot aplica taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale, etc. Este copy-paste după textul directivei europene. Pot aplica înseamnă că pot sau nu pot aplica. După care ne explică cum pot aplica sau nu, în funcție de ce, pentru că e vorba de o analiză așa. Dacă vorbim de punctul A, pe care l-ați menționat deja, dacă energia electrică din surse regenerabile autoproduse este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, aia cu 20.000 de lei pe care a spus-o, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului și efectul de stimulare a unui astfel de sprijin. Deci, dacă e subminat, pentru că ați vorbit de micii producători, dacă vă uitați la punctele B și C, nu se referă la asta, se referă la 30 kW. Nu contează. Nu contează. De ce nu contează? Pentru că textul spune așa. Da. În legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia, care rămâne în spațiile lor, da, într-unul
sau mai multe din următoarele cazuri. Dar adică ele funcționează în parte sau împreună, după cum vrea ANRE. De acord. Dacă o taxă s-ar pune pe cel care își montează 5 kW, deci nu se încadrează la ăla cu 30 de kW, primește 20.000 de la stat, 5 kW costă... Dar aici colaborați mult cu autorul. 5 kW costă aproximativ 6.000 de euro doar panourile, că mă pricep un pic, domnul, de asta m-a schemat, bănuiesc, ca să vă spun de ce... Colaborați cu autorul pentru că de aici rezultă cu totul altceva. Nu, eu nu colaborez cu autorul, eu citesc asta. Deci numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului și efectul de stimulare a unui astfel de sprijin. Deci dacă este subminat efectul de stimulare a unui astfel de sprijin printr-o taxă care te întoarce înapoi și nu-ți mai pui din cauza asta, se poate lua decizia să nu se introducă această taxă. De ce există articolul ăsta? Dom'le, articolul ăsta e copy-paste din directiva europeană. Dacă vă uitați, nu știu, întrebați-i pe cei de la Comisia Europeană și pe statele care au negociat. 1. 2. Hai să vorbim de procentul de 8%, că a fost în interviu pe care l-ați luat ministrului energiei. E punctul B. Păi vreți să știți cât acum... De la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8%, din puterea totală instalată la în capacitățile național. De producție de energie electrică la nivel național. Vreți să știți național. La nivelul actual azi cât stăm de la ANRE, 5-a 12-a 2022. Din totalul de producție de energie electrică din România, 7,5% e solar, dar atenție, din ăștia, din totalul de producție națională, 0,1%, sub 1% sunt prosumatori. Deci ideea că se aplică de la 1 și vom crește noi de 10 ori ar fi minunat. Doi, asta e o directivă. Și directiva a stabilit 8%. Care e consolarea? Că nu vom ajunge niciodată la 8%? Nu, consolarea este că s-a discutat despre celebrul mix în energie, adică un coș în care să ai energie solară, eoliană, hidro, nuclear și așa mai departe. Și că acest coș trebuie să mențină un echilibru. Echilibrul ăsta înseamnă că într-o zi în care nu e soare, trebuie să ai aceeași capacitate de producție de energie electrică și din alte surse. Și lucrurile astea se compensează. De asta există această statistică zilnică sau săptămânală de la ANRE, în care îi se spune... Cine a contribuit mai mult la energia consumată la nivel național? Pentru că nu tot timpul, dacă se oprește un reactor la Cernavodă, nu știu, intră în revizie. Eu înțeleg toate aceste argumente. Trebuie să acopere de ce trebuie de undeva să fie taxați cei care produc cu panouri pe casă? Dar nu trebuie să fie taxați. Încă o dată, revenim la textul ordonanței. Textul ordonanței spune pot fi taxați. Ceea ce spune și directiva europeană, pot fi taxați. Textul ordonanței modificate, așa cum spuneți dumneavoastră. Modificat. Pentru că la vechi nu spunea pot fi taxați, e corect. Raluca Turcan, de ce a fost dat, pentru dumneavoastră vi se pare ok, argumentul am dat o ordonanță pentru că trebuie transpusă o directivă europeană? Fără să ne gândim, fără să aibă noimă, fără să nimic? Directivele sunt obligatorii pentru statele membre și da, trebuie transpuse, mai ales dacă ne apropiem de termenul maxim de adoptare a directivelor. Însă pe cei care ne urmăresc, cred că îi interesează foarte mult faptele, realitățile. Da. Și realitatea este următoarea. Pe toți cei care și-au pus panouri solare, guvernul nu-i sancționează. Dacă există o variantă de îmbunătățire a textului legal de preluare a directivei, atunci această îmbunătățire se va face fie în Parlamentul României, fie printr-o nouă ordonanță de urgență. Pentru că guvernul în care noi avem primul ministru este mai mult decât asumat să susțină producerea de energie regenerabilă, stimulează atât companiile, mediul privat să își monteze panouri, există scheme de sprijin, stimulează autoritățile locale pentru a-și monta panouri solare pentru producerea de energie, pentru acoperirea cheltuielilor proprii și nu în ultimul rând am semnat o inițiativă parlamentară chiar zilele acestea prin care prosumatorii să beneficieze de compensarea energiei produse, energie regenerabilă produsă la toate punctele de lucru pe care ei știți le au. Calvarul aceasta prin care este... trec prosumatorii, nu? Cunosc calvarul, dar cert este, prin ce trec domnul Prelipcean, cert este că asta? Guvernul acesta
a creat mecanisme de sprijin pentru companii, pentru autorități locale, inclusiv pentru persoanele private. Sunt încurajate să apeleze la producția de energie din surse regenerabile. Nu este nimeni dispus să vină cu un text care să pună bețe în roate în condițiile în care avem bani europeni de cheltuit. Așa cum a spus și domnul Orcan, este o realitate că ordonanța este la publicare în Monitorul Oficial și textul este acela din directivă. Mai mult decât atât, după ce a apărut această directivă la nivel european, Spania, care avea această taxă pentru cei care produceau mai mult, și apropo, s-a vehiculat acel plafon maxim de 30 de kW pentru energie produsă în consumul propriu, care din 2026 pe directivă ar putea fi taxată. Spania avea această taxare și după ce a apărut directiva cu textul, poate statul membru să aplice această taxă, a renunțat la suprataxarea celor care produc peste 30 de kW. Imaginați-vă, poate cei care ne urmăresc nu știu ce înseamnă 30 de kW energie produsă din panouri fotovoltaice. Înseamnă o vilă de cam de două ori cât vila domnului Columbeanu, îi fac reclamă. Deci asta înseamnă o suprafață sau o locuință care ar putea fi încălzită cu mai mult, sau care ar putea să producă mai mult de 30 de kW. Este foarte mult comparativ cu micii producători. Am spus că nu. Deci nu-i taxează. Dar am spus cum se aplică la... Dacă intenția dumneavoastră este să nu taxați, eu tot nu înțeleg de ce ați dat ordonanța, pentru că e o directivă care trebuie transpusă. Eu v-am spus așa cam cum a fost gândirea la nivelul Uniunii Europene. Deci la noi este clar, nu există nici cea mai mică intenție de a taxa, de a-i taxa pe cei care investesc acum într-o sursă căutată de energie. Eu așa înțeleg că, de fapt, greaba la guvern a fost să fie tradusă directiva, nu să fie transpusă. Asta s-a întâmplat? Bun. Procedeul în sine a fost destul asta, de greu. Suntem obligați să transpunem, de acord. Am discutat dar cu ministrul... tocmai ne-ați dărâmat tot ce e aici. Deci am discutat nu cu Virgil Popescu și mi-a spus că pentru transpunerea directivei s-a lucrat inclusiv cu consultanți de la Banca Mondială pentru că pentru a transpune o astfel de directivă de 200 de pagini a fost nevoie de un efort destul de mare. De ce a apărut în dezbatere publică? Și e o diferență între dezbaterea publică, transparență, că suntem oameni care am trecut prin mecanismele acestea, da? De ce a apărut în dezbaterea publică textul diferit față de directivă? La asta nu pot eu să vă explic. Cert este că în Monitor și actul legislativ final nu va crea această posibilitate. Păi, tot vorbim de actul final, dar nu l-a văzut nimeni. Înainte să intrăm în emisiune, nu era publicat în Monitor Oficial și vorbim de un document despre care cu toții știm prin gura premierului și prin gura ministrului energiei că a fost adoptat în ședința de guvern, însă nu este încă Monitor Oficial. Ce știm este textul care a fost discutat în ședința de guvern, care într-adevăr pune noi taxe. Și asta arată din nou cât de decuplat este domnul Virgil Popescu de realitățile pieței. Pentru că e un lucru foarte important. Directiva asta e din 2018. Termenul de transpunere a fost depășit în iunie 2021. Deci noi, de atunci, noi ca țară, de atunci o târâim, ca să zic așa. Numai că între iunie 2021 și momentul de astăzi, decembrie 2022, s-a schimbat o realitate, într-un mod major, o realitate a pieței energiei în toată Europa. Ori dacă tot am stat atât, este absurd. Domnul Popescu nu înțelege ce se întâmplă. Să vii să pui o nouă taxă pe cei care încearcă să-și producă energia lor și care bagă bani din buzunar, marea lor majoritate, exceptându-i pe cei din casă, care au primit ceva bani pe Casa Verde. Bagă bani din buzunar ca să nu mai pună încărcare pe sistemul energetic național și mai mult, să dea și energie în sistemul energetic național. Ori asta înseamnă că nu înțelege, din nou, e de 3 ani acolo, domnul Virgil Popescu n-a venit ieri sau alaltăieri să se trezească cu niște directive pe cap că trebuie să le transpună repede. Nu, e de 3 ani acolo, știa de directivă, termenul e depășit de nu știu când și a decis într-o zi foarte ciudat înainte de acea perioadă liniștită de 1 decembrie. Ca să nu-i dăm în infringement, înțelegem. Suntem deja în infringement.
Și, din nou, trebuie să dea niște semnale corecte pieței, pentru că când un ministru al energiei vine în condițiile în care știm ce presiune pe piața energiei în momentul ăsta și spune, a, s-ar putea să vă taxez la bala portocala pe unii care aveți mai mic, mai puțin, sau dacă aveți mai mulți, strângeți 8%, vă taxez pe toți, cine mai investește în energie regenerabilă? Sabino, vreau să-i văd și eu pe oamenii aia. Dacă am primit 20.000 de lei de la stat ca să-mi pun panouri pe casă. Nu i-am primit de la Ministerul Energiei, i-am primit prin Fondul de Mediu de la Ministerul Mediului. Acolo e proiect. Sunt bani publici, nu contează de unde, da. E doar... Și văd textul ăsta. De ce să stau liniștit că nu o să mă taxeze? Pentru că la primul punct e vorba despre mine. Taxarea se referă la textul cei care spune, produc. ANR poate, mergând pe varianta, pe ipoteza despre care ați vorbit, da? ANR poate să-mi pună o taxă. Și eu mă gândesc, nu, hai că nu o să-mi pună. Deși există o ordonanță care zice că poate să-mi pună o taxă. Asta este o întrebare legitimă. Ca să vă răspund la întrebarea anterioară, însă înainte, fiindcă am vrut să ascult onorații dumneavoastră invitați ce părere au. Nu suntem niciunul specialiști în energie la această masă, dar am citit acum logica. Ați întrebat despre logica pentru care să fie o taxă pe producătorii ăștia de energie curată, regenerată. Toți producătorii de energie electrică plătesc taxe. Ideea că nu trebuie să punem taxe ca să încurajăm, sigur că trebuie să încurajăm, pot fi taxe mai mici, pot fi taxe diferite sau pot fi taxe zero. De altfel, parcurile fotovoltaice, că la astea ne referim în principal, pentru că eu sunt convins că nu o să taxeze nimeni dacă cineva are 5 kW acasă instalați, nu se întâmplă nicio țară. Dacă au luat bani prin Casa Verde, spune că îi taxează. Poate să-i taxeze. Spune că în limita în care nu afectează proiectul respectiv, tocmai se referă la cei cu sprijin. Am citit articolul integral, dacă vreți reiau. Ideea este că tu când primești 4.000 de euro, că asta înseamnă 20.000 de lei, nu reprezintă nici... Deci o casă de 150 de metri pătrați înseamnă cam 5-6 kW. Nimeni nu își pune mai puțin de 5 kW. Pentru că nu ai cum să acoperi necesarul pentru casa respectivă. Nu, necum să devii prosumator. Prosumator, de fapt, înseamnă ce? Că tu... Vara, când e ziua mai luminoasă, produci mai multă energie electrică, îți acoperi nevoile casnice, da? Să zicem că ai o baterie și nevoile casnice, e un sistem hibrid. După care, ce este surplus, se duce în sistemul național. Nu-ți dă nimeni banii vara pe ce ai produs. Dar iarna, la factură, când tu ai ziua mai puțin luminoasă și consumi mai mult și nu-ți acoperi nevoile casnice cu acele panouri solare pe care ți le-ai instalat și cu ajutorul acestei scheme de sprijin, primești o compensare. Deci, practic, asta înseamnă prosumator. Echilibrezi factura cu ceea ce produci și bagi în sistem. Sunt unii care au mai multe panouri și care pot să dea în sistem mai multă electricitate decât au nevoie. Dar nimeni nu poate să-și pună pe o casă de 150 de metri pătrați din motive, ca să zic, de fizică elementare. Nimeni nu poate să-și pună panouri care să producă 30 de kW. Că nu există. Dar vorbim și de IMM-uri. Asta spun, de parcuri fotovoltaice. Și toate au beneficiat de diverse alte scheme de sprijin. Iar dacă citiți cu atenție articolul ăla și dacă vreți îl reiau, că eu l-am citit cu mare atenție ăla, primul la care v-ați referit, acolo spune foarte clar că numai dacă nu prin această taxă potențială, taxă care poate fi de 50 de bani, nu discutăm de cât poate fi, dar dacă prin această taxă nu strici echilibru economic al acelui proiect, pentru că asta scrie al acelui proiect care? Al proiectului casei mele? Al proiectului prin care tu produci energie electrică și o pui în sistem, o exporți în sistem, dacă vrei. Și ce înseamnă să fie afectat? Păi înseamnă să fie afectat că nu mai poți beneficia de schema de sprijin, înseamnă te sprijinim cu niște bani să-ți instalezi panourile solare. Ca să produci electricitate curată. Da, dar de care beneficiezi și tu și beneficiezi și de o reducere a prețului la ce produci în plus. Deci haideți să luăm logica economică. Eu produc pentru mine, gratis, de la soare, pentru că mi-am investit în niște panouri solare. Statul m-a ajutat să investesc în panouri solare deja cu 4.000 de euro și mai câștig și niște bani. De pe urma faptului că produc în plus față de cât consum. Adică dacă nu vedem aici logica economică și spunem, bă, să fie zero sau logica gratis. Economică aici se cheamă impozit sau taxă nu poți pe să venit, cu impozite și taxe nu taxă pe produsul electricității. Există vreun producător din orice sursă de pe Marte care nu plătește impozite? Eu cred că toți producătorii de energie Sabin plătesc Orcan, impozite. Aici e vorba despre o taxă pe producția de electricitate, nu e vorba despre impozitul pe venit. Corect. Pentru există care vreun producător de energie electrică care nu plătește taxe pe producție? Statului. Există vreun producător de energie electrică? Când pică apa de la Dumnezeu
într-o cascadă și jos ți-ai pus o mini-hidrocentrală. Nu există spune oricine asta, Binocan, știți asta. Știți că nu oricine își pune o turbină. Deci nu, dar știți că plătește bani. Domnul Prelincianu. Nu oricine își face un parc fotovoltaic de 20 de milioane de euro. Eu aș fi de acord cu domnul Orcan dacă și ministrul ar fi ieșit să spună ar trebui să vă angajeze, domnul ministru, l-ați reprezentat foarte bine. Ar trebui să zică ministru, ar fi putut să vină ministru să zică, domne, uite așa, pe argumentele domnului Orcan trebuie să taxăm oamenii ăia. Dar el știe că a intenționat să taxeze și vine și ne păcălește pe toți și zice, a, n-am vrut, mi-a scăpat, domnul, n-am auzit. Nu, aici nu vedem că trebuie. Face un proces de intenție, dar e politician. Dar pot să dau un drept la replică la domnul Moșteanu, scurt și elegant. Domnul Moșteanu, ar trebui în cazul ăsta să mă angajeze Comisia Europeană, pentru că textul din ordonanța de urgență la care am făcut referire și pe care spuneți că nu l-ați văzut, dar eu l-am văzut, textul este copy-paste, nu domne, am surse bune, ca întotdeauna, textul este copy-paste după directiva europeană. Deci raționamentul directiva din 2018, domnul Orcan. Da, poate fi proastă. Am încercat să mă explic logica Comisiei Europene. Realitățile în 4 ani de zile în piața energiei. Schimbă ministrul, trebuie schimba, nu directiva. Am o întrebare pentru Ion Meionită. Sunt foarte curios dacă ceva care a produs atâta tevatură nu putea fi totuși explicat înainte să fie dată ordonanța. Da, bună seara. Asta este o boală veche legată de a explica ce vrei să faci. Dar aici sunt niște lucruri care nu se leagă deloc. N-au niciun fel de logică și mă refer la chestia cu taxarea. Păi spuneți-mi și mie, ce guvern din lumea asta dă azi o lege ca să taxeze pe cineva peste 4 ani? E o aberație în sine. De ce să dai o lege acum ca să taxezi peste 4 ani, că vrei să-i taxezi? Ok, am văzut intenția, vrea să taxeze. Vrea să taxeze mâine, la anul, peste un an? Nu, în 2026 poate să taxeze. Ce guvern o fi atunci în 2026, Dumnezeu cu mila, nu știm. Deci, de ce face guvernul asta, nu pot să înțeleg. Sau Ministerul Energiei. Ce treabă are să spună că peste 4 ani poate cineva fi la putere atunci? Deci ei nu iau bani acum, să fim foarte înțeleși. Nu taxează acum ca să ia acest guvern niște bani, nici guvernul de la anul nu ia niște bani dacă ar vrea să taxeze pe acest text de ordonanță. Pe doi, sunt trei condiții acolo cumulate care să ducă la posibilitatea unei taxări. Și ați discutat despre ele cu 30 de kilovați, cu 8% și cu ce mai e acolo. Iar n-are nicio logică să le dai acum, decât dacă vrei să iei un text care e o directivă europeană și să-l traduci și să-l pui în legislația românească, n-are niciun fel de aplicabilitate. Nu e aplicabil. Nu facem 8% nici peste 5 ani, cred, și așa mai departe. Ați toți discutat argumentele astea. Deci mie mi se pare ilogic să dai o asemenea ordonanță de urgență cu asemenea prevederi. Pur și simplu o pui oamenii în cap pentru ceva care nu există. Peste 4 ani, în 2026, Dumnezeu cu mila, cine știe ce va fi peste 4 ani, că poate să taxeze atunci. Pe de altă parte, cred că important ar fi fost ca, nu știu în ce măsură ordonanța asta atinge acest obiectiv, chiar să facă foarte atrăgător pentru oameni să-și instaleze surse alternative de energie. Bătălia aici este pentru a avea cât mai multă energie regenerabilă, cu taxe zero, cu oricum, cu subvenții, cu Casa Verde, cu Casa Maro, nu contează. Pentru că, vedeți, noi avem acum, producem eolian destul de mult când bate vântul, pentru că am avut o schemă pentru care a fost atractivă și a adus investiții de miliarde în turbine eoliene în România. Când guvernanții au considerat că se câștigă prea mulți bani din această schemă și poate să câștigă, nu zic nu atunci, au oprit schema de tot. Ca urmare, nu s-a mai făcut nimic în România în domeniul regenerabilor. Ceva pe solar, dar foarte puțin. Unde este potențial, adică eolian și eolianul offshore în Marea Neagră, că tot vorbim de Marea Neagră, după prostia că am blocat acum 5 ani investiția în gazul din Marea Neagră, am blocat și dezvoltarea eolienelor sau a altor surse de energie regenerabilă nepoluantă. Aici ar trebui să fie bătălia și nu introducerea unor texte care nu au nicio relevanță. Noi discutăm, scuzați-mă,
Ne inflamăm, dar degeaba, pentru că nu avem pe ce să ne inflamăm. Că poate guvernul să taxeze, guvernul ticălos care va fi peste 4 ani, ar putea să facă o ticăloșie și să taxeze solarele de pe casă. Ok, hai să ne indignăm și sunt de acord să tăiem această posibilitate, că nu trebuie să facă așa ceva și o aberație. Dar de ce peste 4 ani? Vrea să o facă acum? Păi de ce a spus în ordonanță că peste 4 ani? Nu înțeleg. Dar un singur punct era cu avea acest termen de 2026, cel cu condiția de 8%. Celelalte două însă n-aveau niciun termen. În momentul în care se publică ordonanța, adică condiția să fi primit bani de la stat pentru panouri sau doi să ai peste 30 de kilowați, pot fi taxate de mâine dacă intră ordonanța în vigoare. Deci, e clar, tehnic vorbind, nu vorbesc de intenție, vorbesc tehnic. 30 de kilowați, nu cred că își pune nimeni, n-are capacitatea să-și pună. Multe IMM-uri care și-au pus. Foarte multe IMM-uri. Eu știu un dealer auto la Pitești care și-a pus panouri vara asta pe banii lui, n-a mai stat după stat. Dar sigur nu 30 de kilowați. Încă o dată, 30 de kilowați, 8% și așa mai departe, sunt copy-paste după directiva europeană. Nu există nimic diferit la modul în care guvernul a stat și a analizat și a schimbat. Pur și simplu a vrut să scape de acest infringement, a pus textul directivei, de altfel are 200 de pagini. Dacă vreți vă arăt și anexele, sunt cu tabele. Dar la articolul ăsta 21, care este așa de controversat, fiindcă restul legii, văd că nu e discutată, la articolul ăsta este pur și simplu copy-paste. Citiți directiva europeană, este copy-paste, nu e nimic schimbat. În același timp, nu este nici prima, nici ultima directivă europeană, dată cu mult timp în urmă și care este adoptată prin ordonanță de urgență. În mod normal, directivele ar trebui adoptate prin inițiativă legislativă, parlamentară, astfel încât să poată să fie dezbătute. Nu e, dumneavoastră puneți țunurile pe domnul Popescu pentru că pare la modă. Stau să mă întreb dacă nu există și alte interese la toate atacurile acestea concertate asupra unui ministru care gestionează un domeniu sensibil și iarăși tot timpul mă pun în pielea celui care se uită la noi și încearcă să înțeleagă ceva din această dezbatere. Astăzi, statul român și Uniunea Europeană stimulează și producătorii casnici, și companiile, și unitățile administrativ-teritoriale să investească în producerea de energie regenerabilă. Deci este o politică atât națională cât și europeană. Asta este o denaturare grosolană, pentru că în momentul de față există mai multe tipuri de sprijin pentru companiile private, programe de finanțare prin PNRR, scheme prin care să primească care finanțare nici pentru banii nici nu funcționează, ASM-ul blochează tot. Dar asta e realitatea. Păi nu, spuneți-mi unul care funcționează. Mâine cineva, spuneți-le telespectatorilor, puteți să mergeți mâine să depuneți, să vă luați bani, să vă puneți panouri într-o lună. Eu vă ascult și da, pot să le spun că există în momentul de față axă de finanțare deschisă pentru obținerea de finanțare pentru montarea de panouri de energie regenerabilă. Cred că s-a închis prima tranșă în 24 noiembrie, primul col de proiecte pentru producători, companii private. De asemenea, și pentru unitățile administrativ-teritoriale există schemă de finanțare, există fondul de modernizare prin care se vor finanța în continuare investițiile de acest tip. Ar fi aberant pentru un guvern. Și de aceea eu pot să îmi asum și în numele colegilor mei din Partidul Național Liberal, pot să îmi asum că statul nu o să-și dea cu stângul în dreptul, pe de o parte să stimuleze investițiile în producerea de energie alternativă și pe de altă parte să vină să suprataxeze. Pentru că e un domeniu în care predictibilitatea este vitală. Deci dacă ar fi să dau un mesaj și orice politician serios care se așează la o masă de dezbatere ar trebui să dea un mesaj serios oamenilor să le garanteze că un ban investit nu este un ban pe care unii se duc la televizor și îl interpretează în funcție de un act normativ aflat în dezbatere publică. Păi câte mii de acte normative n-au fost într-o formă în dezbatere publică și monitorul oficial au ieșit dacă energie
alte variante. Eu am garanția, iarăși, eu vin și vă spun ce transmit colegii mei din guvern, pentru că nu mai sunt în guvern, da? Și colegii îmi spun că la monitorul oficial este varianta din directiva europeană care se aplică pentru toate statele membre și, de asemenea, statele membre stimulează în continuare investițiile de acest tip. Pot fi de acord că pică ca nu ca în perete transpunerea acestei directive europene, pentru că contextul în care trăim și discutăm de un an de zile este unul complicat pentru România din punct de vedere energetic, geostrategic și așa mai departe. Cu asta pot fi total de acord, poate că trebuia comunicat, explicat mai bine. Dar eu vă dau un lucru care îngrijorează mai tare pe producătorii, inclusiv pe cei pe care a menționat domnul Moșteanu, pe producătorii, cei care vor să investească, investitorii în energie regenerabilă. În acest moment, Ministerul Agriculturii, asta e o anchetă la care lucrează colegii mei de la Newsweek, dar deja au apărut niște analize pe contributor pe care le poate citi oricine. În acest moment, Ministerul Agriculturii blochează orice cerere depusă de orice investitor care a cumpărat peste 50 de hectare ca să facă un parc de câteva zeci de megawați, un parc de energie regenerabilă, fie din panouri fotovoltaice, fie din energie eoliană, blochează toate pentru că trebuie avizul Ministerului Agriculturii ca să scoți din circuitul agricol. Deci în acest moment sunt zeci de proiecte blocate la Ministerul Agriculturii care a refuzat pe bandă rulantă, interpretând abuziv o prevedere din legea fondului funciar care spune că aceste proiecte trebuie să urmeze un circuit special. Anul acesta nu s-a dat drumul la niciun proiect și sunt zeci de cereri depuse. Asta cereri de Casa Verde. Sunt blocate cereri pentru că AFM-ul nu are funcționari care să analizeze dosarele. Astea nu sunt pe AFM. Astea nu sunt pe AFM. Astea sunt investitori care au zeci de milioane, vor să investească în România în astfel de... Viața unui prosumator în România. Corect. Să ai panou fotovoltaic în România este un calvar. De asta spun și vine... că este un context absolut nepotrivit ca să avem o dezbatere transpunerea serioasă despre transpunerea acestei directive europene. Repet, eu cred că aici nu s-a făcut decât un gest formal în care am transpus o directivă. Nu înseamnă, având acel pot, nu înseamnă că se vor și pune taxe. Poate că trebuia comunica mai bine și cred că aici a greșit ministrul energiei, primul ministru, că nu se iese așa cu o ordonanță dată pe genunchi, nediscutată, chiar și cu una modificată cu pot aplica, nediscutată înainte. Ideea asta, lasă că explicăm după ce a luat foc opinia publică, mi se pare complet greșită ca strategie de comunicare. Eu dacă aș fi fost, că zice domnul Moșteanu că ar trebui să mă angajeze, n-are bani guvernul României să mă plătească pe mine. Eu aș fi făcut asta, în primul rând ieșeam public și spuneam care sunt problemele, de ce trebuie să aplicăm această directivă europeană și că nu vom introduce taxe. Nu este nicio glumă, nu am panouri fotovoltaice, nu o să-mi pun panouri fotovoltaice cu sistemul de la stat, pentru că am vorbit aici doar despre situația ipotetică. Eu pot să fac disclaimer. Eu o să-mi pun panouri fotovoltaice pe banii mei. Un lucru vreau să mai spun, că atunci când vorbim de noi taxe și de predictibilitate, nimeni nu-i mai crede pe cei de la PNL și pe ministrul Ciucă, pentru că așa au zis și de că nu vor introduce noi taxe, că vor sprijini mediul de afaceri și ne-am trezit în vară cu ordonanță de guvern care modifica regimul de taxare, care supraimpozita contractele part-time semnate de domnul Ciucă, care schimba limite de impozitare la întreprinderile mici și mijlocii. Asta a făcut acest guvern. Am înțeles? Răspuns. Raluca Turcan. Și luăm publicitate. Bun. Acum a existat într-adevăr în vară o ordonanță de urgență prin care s-a modificat regimul de taxare și pentru că parcurgem o perioadă dificilă în care tot mai multe categorii vulnerabile au nevoie de sprijin. Și atunci când la unison suntem conștienți că există vulnerabilități care trebuie acoperite de stat, trebuie să te întrebi și de unde iei mai multe venituri, de unde poți să obții mai multe venituri. Și până la urmă, creșterea veniturilor la bugetul statului a venit pe de o parte prin investiții și avem cel mai mare nivel al investițiilor cu peste 10 miliarde mai mult decât anul trecut și pe de altă parte printr-o creștere a colectării. Mulțumesc! Pauză, ne întoarcem!